Salut și bine ați venit la un nou draft. Am doar 15K, 0 FIFA points. Așa că în acest moment, înainte de premiile săptămânale, am mari probleme cu bugetul. Nu mai vreau să bag bani în FIFA points. Deja cred că am băgat vreo 1000 de lei în acest joc minunat și n-am primit mare lucru din pachete, lucru care până acum m-a descurajat. Dar uite că vine un 3-5-2 și cred că este o formație utilizabilă la FIFA 20, 3-5-2-ul. Și avem de ales între Ronaldo și Lionel Messi. Este o alegere destul de grea. Din păcate, pe postul de RM niciodată nu pică jucător bun. Așa că dintre Ronaldo și Messi îl voi alege pe Messi capitan. Este varianta bună. Un RM ar fi fost poate o cocea, dar departe de nivelul lui Messi. Camera face figuri uneori, nu-i nimic. Și avem Antoine Griezmann, link verde cu Messi. Aubameyang e și el senzațional, dar Griezmann se potrivește în cadrul echipei, dacă vine și Langley, este exact ce trebuie. Sau un Carles Puyol. Ronald Koeman era și el o opțiune, dar Puyol mai solid. Are și rating mai mare și e un star foarte bun. 3 super jucători în draft. O formație nouă pe care o utilizez foarte rar. Și foarte mulți jucători, iată, de la Barcelona. Vine Rafinha acum. De ce nu? Poate facem full Barça cu un Arturo Vidal. Busquets, n-ai cum, frate. Deci până acum avem draftul Barcelonei. Băi, hai să facem draftul FC Barcelona. De ce nu? Încercăm și noi un challenge. Dacă tot au picat 4 de 5, dar Barça, lui Suarez. Stai că nu se poate așa ceva. Despre ce vorbim, oameni buni? Puyol a jucat la Barça. E legendă pentru FC Barcelona. A jucat doar pentru Barça. 15 ani, 600 de partide aproape. Și restul sunt jucători actuali de la FC Barcelona. Este un start cum n-am mai văzut de draft. Ceva inedit, nu poți. Dacă mai vin la Langley, un titi. Langley, nu cred. Băi, oameni buni. Na, Ter Stegen în poartă. Și s-a terminat. Au venit rivalii de la Real Madrid. Îl voi alege pe Courtois, din păcate. Real Madrid, marea rivală în draftul FC Barcelona. Jorginho, Anderson, William Carvalho are 42 pace, dar are un shadow pe el. Se și potrivește la chemistry. În stânga nu cred că avem un jucător bun de la Barça. Lemar ar merge sau... Mai bine îl iau pe Koeman. Griezmann în stânga. Are link Griezmann cu Kingsley Coman. Și Varane ar fi un ultim fundaș central, e un mega fundaș central. Avem super trio în apărare, o să se miște foarte bine echipa în 3-5-2. Deci avem foarte mulți jucători de la Barça, am putea încadra până acum 7 jucători din 11 și am ales doar 11 jucători. Avem foarte mulți de la Barça. Îl vreau foarte mult pe Ter Stegen în această echipă. Ter Stegen! Van der Sar ar fi fost opțiune mult mai bună, dar din păcate n-a jucat la Barça. Ter Stegen însă e un portar bun și avem încă un jucător de la FC Barcelona. Este nemaipomenit. Un Titi aici, ar lipsi un Jordi Alba care ar merge mijlocaș stânga. N-a picat niciunul dintre cei pe care voiam. Papadopoulos. Mai avem însă un slot de fundaș acolo, doar Hernandez. Acuña e un jucător interesant. Acuña poate juca CDM în loc de William Carvalho să intre în primul minut. Bun, mai avem de ales niște jucători. Ar putea veni și Icons. De ce nu? Piatek, Lozano. Hai cu Lozano. În mod normal, în astfel de drafturi alegem și foști jucători ai echipei. Dar de data asta nu cred că o voi face. Doar Icons, să spunem, care au jucat la Barça. Mane e perfect pentru a juca în banda stângă. Foarte bun cardul ăsta în forma lui Sadio Mane. Alexis Sanchez, uite, el a jucat la Barça. Avem și Salah. Hai mă că iau pe Alexis, să vedem dacă putem face echipă full cu jucători care au treabă cu Barcelona. Ar fi Alexis în stânga, în 6 chemistry. Și în afară de Carvalho și Varane, sunt doar jucători care au treabă cu Barça până în acest moment în primul 11. Sancho, Fabian, Kevin De Bruyne. Dar De Bruyne e foarte bun. Hai să iau și jucători după valoarea lor totuși. Dybala. Foarte bun cam. O echipă care se află foarte sus acolo din punct de vedere al ratingului. Canales.
Camuie, Canales, Suchek, Danny Rose. Îl aleg pe Suchek. Și mai sunt 3 sloturi. Jordi Alba ar fi fantastic, dar nu o să vină. Mbabu cu Shadow. Penultimul fotbalist, Asensio, Stracoșea, Caicedo și Chicharito Hernandez. Am nevoie de Hunter, de pe Hernandez, clar. Un ultim jucător al acestei echipe, Pirlo sau Eden Hazard. Mamă, de la Real Madrid, Hazard, Pirlo. Pentru că e draftul Barsei, îl aleg pe Pirlo. Antrenorul echipei, ne trebuie neapărat unul de la Liga, dar n-a venit din păcate. Da, păi atunci o să fie cu Det. Păi avem un draft de 188, dar pentru a avea șanse maxime de a câștiga draftul, o să scoper Rafinha și va intra Sadio Mane în locul lui. Prima echipă, Merci EA, Dalglish, Desai, Rodriguez, Messi, Griezmann în stânga, forță. Defensivă nu prea are, Trippier, Gene, Bartra și Jordi Alba. Aia nu e cine știe ce, dar în rest a primit jucători buni. 4-1-4-1, către Busquets, Rafinha, mingea la Messi, Lionel Messi marchează primul gol al draftului. Chiar golgetterul lui FC Barcelona din realitate, minutul 5. N-a fost multă vreme până să marcheze Messi. Acolo KM o să fie clar cel mai important jucător al echipei din 3-5-2. Jucătorul acela aflat în spatele celor doi atacanți e de departe cel mai util din echipă. Am uitat să pun kitul lui FC Barcelona. Am intrat pur și simplu în meci, acum mi-am dat seama, o să fac asta pentru a doua partidă. Va fi kitul Barsei. Nu știu de ce jucăm în kitul lui Arsenal, cât e pe draftul Barsei. Bună pasa lui Messi, Griezmann! 2-0, Antoine Griezmann, mare transfer al verii pentru Barça. Marchează și el în minutul 20. Extraordinar l'Anglais și am scăpat de gol. Messi a fost nevoie de vreo 3-4 oameni acolo ca să-l oprească pe Messi. Dalglish, mamă, ce șut din partea lui Kenny Dalglish. O pasă incredibilă la Mane pentru una dintre ultimele ocazii ale primului meci. Sadio e în careu, în continuare mingea la noi. Am nevoie de un om acolo. Apare Suarez și a rămas mingea la lui. S-apără Ter Stegen, ce portar. Și asta a fost ultima ocazie a meciului. După acest atac se fluieră 2-1. O victorie la un gol diferență. Sub 600 pot să cumpăr doar tricoul de deplasare. Nu am mai mulți coins disponibili, așa că o să iau tricoul de deplasare al Barsei. Nu voi avea kitul de acasă. Și parcă altceva frumos, Puyol și Ter Stegen în kiturile Barsei. Iar aici întâlnim o echipă cu 86 rating, 96 chem, 3 legende. Zanetti, Van der Sar, Dalglish, o problemă mare, Van der Sar în poartă, mega portar. Neymar, Salah în ofensivă și în defensivă are doi fundași centrali buni, Varane și Sanchez. Oh, ce pasă bună! Dalglish! Nu-mi dau seama ce a fost cu plasamentul lui Ter Stegen la faza asta. N-am putut nici să-l duc către colțul acela unde a ajutat Dalglish și are 1-0. Alexis, bine, super culoar pentru a-i pasa și înapoi la Griezmann, Luis Suarez, 1-1, canibalul, restabilește egalitatea, ăla e mă, fix Suarez a fost la capătul acestei pase, un jucător foarte bun acolo în careu, l-a învins pe Van der Sar și era foarte bine plasat olandezul. Busquets recuperând și o pasă foarte bună și poate avem un moment mai bun. E o minge incredibilă a lui Suarez către Messi, Lionel Messi, nu mi-a ieșit dribbling-ul, voiam să mă întorc, dar a ieșit până la urmă o fentă. Atacul continuă, Antoine Griezmann, pasa la Alexis, Alexis, e gol Sanchez, nu se poate,
A reușit să întorc în 10 minute în această repriză de secundă. Două goluri venite la distanță de câteva minute. Și aici a fost bine că a avut fundașul plasat acolo, pentru că Van der Sar ar fi apărat. Dalglish. Uite, l-am scăpat foarte puțin pe Dalglish. Un plasament mai prost pentru Varan și imediat a șutat și a marcat golul 2. 2-2. Bine, Alexis. Șut lui Suarez. Gol Suarez. 3-2. Dublă pentru Luis Suarez, numărul 9. Uite, a fost foarte decisiv în meciul ăsta. Da, asta da, super shoot. Griezmann cu Sanchez și va fi centrarea lui Sanchez pentru hat-trick-ul lui Luis Suarez, criptonita lui Van der Sar. Restul l-au ratat de fiecare dată, dar când a șutat Suarez, a marcat de fiecare dată. 3 goluri reușite de numărul 9 și ăsta a fost foarte, foarte frumos. O victorie obținută greu în meciul 2. Ololo, Ibrahimović. Finesse shot. Știe asta foarte bine să joace. Este un jucător foarte bun. Pirlo a interceptat mingea și se fluieră. 4-3. Dacă nu era Suarez, nu ieșeam învingător din meciul ăsta. 3 goluri pe care le-a reușit și o victorie cu 4-3. Mai departe, în marele draft, 88 rating, 98 chemistry, 4-2-2-2. Dybala și Immobile, atacanți, amândoi în formi. Pele, Kanté cu Desailly, mijlocași defensivi. La fel, fundaș și central sunt senzaționali. Ramos și Puyol, o echipă bună per total. Nu! Mamă, ce eroare, băi! Am greșit pas. Și de aici vine golul. Bună pas. Griezmann. Trece de portar Griezmann. Este gol. 1-1 Antoine Griezmann. Parcă nu mai credeam, pentru că ocaziile nu veneau deloc. Dar a venit pasa asta foarte bună. Chiar voiam să fac niște modificări acum mai ofensive, dar nu mai are rost. Șansa mea este că el are parcă încă stilul de la FIFA 19, cu foarte multe driblinguri. Încearcă mai mult să dribleze decât să paseze, ceea ce este o greșeală. Și eu driblez, dar el face aproape numai asta, mereu vrea să scoată om din joc prin dribling. Dar nu mai e cazul la FIFA 20. Și e Messi acum. Na, l-a dat Ramos la o parte. Bine. Suarez, Messi. Messi a trecut. Și uite unde își duce portarul la colțul scurt. Știa foarte bine unde să șutez. Mi-am dat seama târziu, m-am uitat abia după ce am șutat la portar. Gata, este 1-1 după 90 de minute. Avem prelungiri. Meci foarte complicat. Iar fiindcă am ajuns în prelungiri, trebuie să fac niște modificări, nu mai pot juca în continuare așa. O să fie Lozano în bandă și Dybala în loc de Suarez. Avem nevoie de un jucător mai odihnit în atac. Paulo are un șut bun, e jucător cu ceva viteză. A rămas mingea la Neymar. De ce așa? Efectiv a greșit și mingea a revenit la el. Jucătorii au obosit pentru că aveam timpresul în continuare activat. L-am uitat după acel gol. Bună fază. Da, e 3-1. Mi-au obosit jucătorii foarte tare. Am uitat timpresul activat după gol. Și uite ce se petrece. Pirlo. E o greșeală a lui Pirlo. Înscrie 3-2. FIFA mai oferă și surprize uneori, cine știe ce se poate întâmpla. Ce pasă lungă. Iată ce fază. Gol până la urmă, nu se poate. 3-3, wow. Nu mai speram, sincer. Două goluri foarte rapide. Avem penaltiuri. 3-3. Penaltiuri, dramatism total.
Să vedem ce o să iasă. Am dat bară. Oh, ce prost am bătut. Bine, e în regulă. Hai în dreapta. Apără treștecă. E ok, am ratat amândoi. Gol aici. Paulo Dybala n-a ratat. Bate Neymar, care bate bine de tot. Hai să vedem. Apără Ter Stegen, senzațional. Poate nu știe să bată penaltiuri. Cum ar fi? Încerc în dreapta. Nu! Am bătut și eu prost. Și el dă gol. Gol! Wow! Cum a fi trecut? O să spuneți că nu știu să bat penaltiuri, dar este foarte greu pentru că jucătorii sunt obosiți și simt că n-am control deloc. Apără Ter Stegen. Și el a ratat foarte mult. Messi. Messi! Gol, mă, și am trecut mai departe. Cum s-a întâmplat asta? Ce dita mai revenirea de la 3-1, minutul 105. Reușesc să fac 3-3 și să câștig acest meci la penaltiuri. Da, uite că orice se poate întâmpla în fotbal, orice se poate întâmpla și la FIFA 20. Remontada cu FC Barcelona și avem încă o finală. Marele meci, 4 oameni buni. Am ajuns departe. 88 rating, 84 chemistry. 4-4-1-1. Pele, Messi, Mohamed Salah, Van Dijk, Puyol, mai rău de atât nu se putea. Dar nu înțeleg de ce l-ai pune pe Messi CF, deși el este right winger. Putea să-l pună foarte ușor în primul minut sau să-l pună din prima în dreapta, să renunțe la Salah. Dar a preferat să-l pună acolo și scad statsurile. Nu mai e Messi acela de mare calitate. Suarez către Antoine Griezmann, Puyol mă atacă. Și mingea este lăsată pentru Lionel Messi în bară. Uf. Acum să mă lovească oare ghinionul în ultimul meci. Avem pe Pirlo. Bine, Pirlo. Suarez către Mane. Un atac care s-a dus foarte bine până acum. Lui Suarez driblează, dar șutul nu e bun, mă. Fix pe portar. Messi. A sărit mingea la Suarez. Ce noroc. Gol cu Suarez. Carambol acolo. Fericit pentru mine. Din Van Dijk. Și e un șut printre picioarele lui Alisson, din ce am văzut. Nu pot să cred. Aoleu. Ole. Suarez. Și în careu. Griezmann, ce gol nebun! Barcelona! Cam așa e. Griezmann, Suarez, Messi, înțelegându-se perfect la această fază. Cel mai frumos gol pe care l-am dat în draftul de azi. Și pasa asta, Messi știe să lase mingea pentru Griezmann. Griezmann. Nu ne grăbim, o dăm la Mane. Centrarea era la Messi, a fost un offside Mane. Puteam să mai marchez o dată, așa că na, se termină probabil 2-1 pentru că Mane s-a aflat în poziția afară din joc. Nu mai are timp să ajungă la mijloc. Fluier de final. 4 din 4. Într-un draft foarte greu am câștigat toate meciurile la limită. A fost complicat în 3-5-2 cu câțiva jucători care nu sunt chiar potriviți pentru FIFA 20, gen Busquets, care n-are pace atât de mare, Sanchez, care ar putea fi înlocuit cu alți jucători. Până la urmă m-am impus în cele 4 meciuri cu ceva dificultăți. Hai să vedem aceste pachete. Un Mega Pack și un Premium Gold Players Pack. Măcar să-mi scot banii înapoi. Ăsta ar fi obiectivul. Voi începe cu pachetul cu jucători. 3 jucători importanți acolo. Poate unul dintre ei o să fie interesant. Și avem Borz măcar. Ceva trebuie să fie. Un italian. Portar de la Torino, Sirigu. Bine, 84. Sirigu e 2900. Falcao e cam 900. Slăbus pachetul, n-am prins mare lucru. Uite, Wolf este undeva pe la 850 în momentul ăsta. E folosit la SBC-urile acelea pentru Bundesliga. Da, sunt la 7K acum. Trebuie să prind ceva din Mega pe altfel iarăși trebuie să mai vând lucruri din club. Măcar acolo, de 7.000. Avem încă un card interesant. German, mijlocaș central, Piemonte Calcio.
Emre Can, nu, e Khedira. Sami Khedira. German putea fi Goresca, care ar fi costat destul de mult. Sami Khedira e doar 900. Am 14.500, s-au vândut toți? Da. Am pierdut practic 500 de coins. Bine, am primit contracte pe care le pot vinde, deci undeva până la urmă am fost pe zero după acest draft. Da, din păcate iarăși nu prind nimic la pachete. Sunt convins că o să se întâmple la un moment dat. Vă mulțumesc că ați urmărit, oameni buni, acest videoclip. Mâine apare pe Copeningul săptămânal, Elite 3 în Weekend League. Și mai am și premii de la Rivals. O să fie din nou multe pachete. În sfârșit, 3 player pick-uri cu informi roșii. O să fie un pachet cu jucători din Team of the Week. S-ar putea să prind ceva interesant acolo. Vedem mâine. Iar vineri, sper să apară cariera cu FCSB. Sunt aproape sigur că voi posta cariera vineri. Cam atât, prieteni. Pa, pa!